Bună ziua! Mă numesc Dumitrașcu Radu Ioan, inginer agronom. Sunt administrator la societatea SC Agri Dumi SRL din comuna Golăiești. Societate care lucrează o suprafață în jur de 300 de hectare, împărțită pe culturi, după caz, predominant fiind porumbul și floarea soarelui. Anul ăsta am lucrat o suprafață în jur de 100 de hectare de floarea soarelui pe două tehnologii, Express și Clearfield, cam jumătate-jumătate. Am folosit aceeași tehnologie, adică tehnologia de cultură, da? Cantitățile de îngrășământ au fost la fel, lucrările agrotehnice la fel. S-au văzut cumva diferență între acești doi hibrizi, dar am atins cote maxime și cu una și cu alta, funcție de zonă și de sol și planta premergătoare. Au fost zone unde am atins 4 tone chiar și pe expres, Neoma au depășit puțin 4 tone, dar media generală pe fermă la hibridul cu expres este undeva la 3300-3400. Am avut în testare și hibridul One Star, care funcții de ce am făcut eu pentru el, chiar au avut rezultate bune. În următorul an o să iau în considerare hibridul ăsta și probabil o să cultiv o suprafață mai mare, să-l văd cum se prezintă într-o solă compactă cu toate lucrările de rigoare. Bineînțeles că pentru mine, pe primul loc, rămâne Syngenta la floarea soarelui, dat fiind faptul că folosesc hibrizi de floarea soarelui de la Syngenta de cel puțin 6 ani de zile. În paralel am mai avut și alți hibrizi, dar la mine pe zonă cel puțin Syngenta se comportă cel mai bine și am cele mai bune rezultate cu Syngenta. Și agenții zonali sunt receptivi la toate problemele noastre, vin în câmp când sunt probleme, stabilim ce este de făcut de comun acord și rezolvăm după caz problemele dacă sunt și apar în timp real.